O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Vă invităm să audiați un studiu biblic prezentat de pastorul Mihai Sârbu. Acest prinț al răsăritului, contemporan după cronologia biblică, se pare cu Avraam, a rămas și rămâne un monument al lui Dumnezeu, care arată gloria și slava numelui său. Un om lovit într-un mod unic, inegalabil. Un om care a fost sfătuit să-l blasteme pe Dumnezeu și să termine cu suferința. Un om pentru care se dădea o bătălie cosmică între diavolul, stăpânitorul acestei lumi, și între Dumnezeu, stăpânul universului. Un om însă care de pe grămadă de cenușă a spus: Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Lui. Un om care a primit binele și a primit și răul. Și un om care și în bine și în belșug, și în greutate și în necaz, a rămas același. Nu se poate trece ușor peste acest subiect. Cred că ați studiat faptul că nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ în viața unui copil al lui Dumnezeu nu se întâmplă numai după ce mai întâi a fost aprobat în cer. Satana îl provocă pe Dumnezeu și de două ori spune: sunt încredințat. El nu-i prost, nu știe viitorul. Satana nu știe ce se va întâmpla. În mintea lui era sigur: sunt încredințat că te va blestema în față. Și de două ori Dumnezeu îngăduie ca acest stăpânitor al lumii acesteia, vrășmașul, Apolion, părâșul, diavolul, Satana, șarpele, cel mincinos, să se atingă de el. Numai că Dumnezeu stabilește limitele. Ți-l dau, dar până aici. Spuneam și altă dată că pământul este laboratorul de încercare a lui Dumnezeu și că șeful acestui laborator este diavolul. El nu face parte din fiul lui Dumnezeu. Au venit fiul lui Dumnezeu și el nu făcea parte din marea oștire a cerurilor, dacă a studiat trimiterii. El a venit și el. El e singur în gașcă. El vine de la cutreierarea pământului. Ne-am înfiorat știind că diavolul cutreieră pământul, se plimbă pe el și știe oamenii pe nume. Îl cunoștea pe eu pe nume. Și spuneam tinerilor și spun fraților mei: să nu care cumva să credeți că atunci când nu ne vede nimeni, suntem excluși de la observația lui Dumnezeu. Este unul care mereu ne părăște, care ne știe pe nume, care ne urmărește, care ne vrea distrugerea. Îl cunoști pe robul meu Iov, îl știu pe Iov, pe nume îl știa. Cred că titlul lecției a fost tradus greșit. Cred că nu este titlul Întrebările lui Iov, că Iov pune doar o singură întrebare. În cer, nu Iov întreabă, în cer se pun întrebări despre Iov. În cer se discută despre Iov, întrebări despre el. Ce s-a discutat în cer despre Iov? Vedeți, la vremea când Iov este pe pământ, noțiunea de fii ai lui Dumnezeu se referea la oștirea cerurilor. Și prin Duhul Sfânt, Dumnezeu mă îngăduie să fiu și eu părtaș la sfatul lui, să am acces la tronul lui. Până la Domnul Iisus, privilegiul acesta era doar pentru oștirea cerurilor. Și din când în când, câte un muritor, prin har noi devenim copii ai lui Dumnezeu și avem acces la tronul lui. Prin cuvânt el ne vorbește și prin rugăciune noi mergem în audiență. Ce s-a discutat în cer despre Iov? În primul rând s-a discutat despre neprihănirea lui. Ai văzut pe robul meu Iov? Dumnezeu se laudă cu el. Nu este nimeni ca el pe pământ. Ce mărturie depune Dumnezeu pentru Iov. Om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Prima discuție din cer are loc despre relația pe verticală a lui Iov, despre neprihănirea lui Iov, despre poziția lui în fața lui Dumnezeu. Vreau să vă spun și să fac o paranteză. Nu se discută în cer despre păcătoși. Despre ei nu se amintește. Despre ei se discută în altă parte. La tronul lui Dumnezeu se discută despre copiii lui Dumnezeu. Și acolo vine și părâșul, e adevărat. Vreau să vă întreb și să vă fac conștienți, după ce Dumnezeu mi-a vorbit mie, că se discută la tronul lui Dumnezeu și despre mine și despre dumneavoastră.
care este relația noastră pe verticală? Poate Dumnezeu să spună despre noi la persoana întâia singular, despre fiecare în parte. Ai văzut pe robul meu, Mihai Sârbu, fratele Tuns, fratele Opreanu, fratele Dragomir? Ai văzut pe robul meu, neprihănit, curat la suflet? Ce se discută în cer despre mine ca persoană, despre tine ca și copil al lui Dumnezeu? Se discută ceva. În cer s-a discutat despre neprihănirea lui Iov și s-a vorbit la modul cel mai pozitiv. Iov a fost omul care a apărat onoarea lui Dumnezeu și cu care Dumnezeu s-a lăudat în fața oștirilor cerului și în fața diavolului și în fața iadului. Se poate lăuda și cu mine? O poate face și cu noi? Țineți minte că diavolul ne părăște pe fiecare în parte, pe nume. Și Dumnezeu vrea să se laude cu fiecare în parte, pe nume. În ce relație suntem cu Dumnezeu? Apoi în cer s-a discutat nu numai despre neprihănirea lui Iov, ci și despre relația lui Iov cu cei din jurul lui, casa lui, 7 fii și 3 fete. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând către un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea. Și am spus prima dată la tineri, nu scrie ce să bea. Și pe urmă scrie să bea vin împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că zicea Iov, poate fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu unde? În inima lor. Nici nu se punea problema de păcat în trup. Dacă scrie că au băut vin, nu se punea problema de beție sau de alte lucruri. Detaliile vorbesc. Relația lui Iov cu copiii lui era una perfectă. Copiii lui erau niște copii de excepție. Nu se pune problema unui păcat în trupul lor. Poate, și aceasta sub semnul întrebării, poate fiii lui au supărat pe Domnul în inima lor, în gândul lor. Ce familie, ce relație corectă. Tată, te întreb, faci ce a făcut Iov pentru copiii tăi? Care e relația? Cei din jurul tău și primii cei din jurul nostru sunt soția și copiii. Și urmărind cartea lui Iov, e cartea înțelepciunii, se merge mai departe și eu spune, dacă mi-aș fi oprit ochii să mă uit la o fecioară, dacă aș fi tăiat partea văduvei și a orfanului. Nu cumva pentru orice ne supărăm, ne îmbufnăm, ne sare țandăra, care e relația noastră cu cei din jur? Dacă nu e ok, înseamnă că pe verticală nu e ok. Dacă între mine și cel din jurul meu nu e ok, înseamnă că între mine și Dumnezeu nu e ok. Nu e în regulă. Și spun încă o dată, nu pot să predic altora că nu-mi predic mie. Eu nu mă substrag în timp ce predic. Eu sunt parte integrantă și sunt primul. În cer se discută despre relațiile noastre unii cu alții. Eu, cel neprihărit, pe verticală, nu putea. Chiar atunci când îi spune nevestei lui, am citit, vorbești ca o femeie nebună. Și am făcut un test între tine și am întrebat, eu v-a greșit? Și a jignit nevasta spunându-i așa. Și spune, Biblia spune, spune clar. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Și nu ea o face parte din dragostea lui Dumnezeu. Și corectarea face parte din dragostea lui Dumnezeu. În cer se discută și în cer se urmăresc relațiile noastre unii cu alții. Relația mea cu soția mea, cu copiii mei, cu frații mei. Mesajele care le ducem prin predică și prin viață. Și e ceva de cutremurat. Știind că în fiecare zi, în orice moment, se dă raport acolo despre noi. Mesajul e provocator, e o telegramă, ar vrea să ne sperie mesajul în sensul bun al cuvântului, ca să ne verificăm și să ne punem în regulă. În cer se discută însă și despre poziția și atitudinea lui Iov față de bunurile materiale. Auziți, Iov era prințul răsăritului, undeva în nord-estul Israelului, în partea dinspre Siria. Se poate localiza locul unde a locuit, unde și-a dus viața Iov. Era prințul, era primul. Îngăduiți-mi să citesc. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile. Spuneam la tineret că în vremea aceea și astăzi pentru beduinii din deșert, cămila este mașina. Este mașina, corabia deșertului, mașina noastră de astăzi. Avea 3.000, avea un garaj cu 3.000 de mașini. Ce bogat era, așa, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază, numărul 1, împăratul, cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Și se discută în cer poziția lui Iov și vine satana și spune, ei, sigur, cum să nu slujească Iov? Inventarul lui e fantastic. Inventarul lui
Ei nu-l poate egala nimeni. Cum să nu slujească? Și spune, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu, versetul 9, a răspuns Satana Domnului. Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui, tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinii lui și turmele lui acopăr țara. Satana vine cu argumente logice, exact așa a venit și la Eva, exact așa. Vine cu argumente logice să-l convingă pe Dumnezeu că tot ce se întâmplă cu Iov are un suport material. Casa, copiii, cămilele, dar auzi, ia întinde-ți mâna. Și atinge-te de tot ce are, de tot ce are. Deci nu de el, de tot ce are el. Și sunt încredințat, sărăcuțul de el. Sunt încredințat că te va blestema în față. Era sigur diavolul, știa natura umană. Domnul a zis Satan, iată, îți dau pe mână tot ce are. Și aici îi pune limită, până aici. Numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinainte Domnului. Într-o zi, pe când fiicii și fiicele lui Iov mâncau și beau, vin în casa fratelui celui întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițile pășteau. Pe când vorbea el încă a venit un altul, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și slujitorii tăi. Pe când vorbea el încă a venit un altul, a zis, niște haldieni înșirați în cete s-au aruncat asupra cămilelor tale. Pe când vorbea el însă a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și numai eu am scăpat, numai eu ca să-ți dau de știre. Și acum diavolul stă și așteaptă. Acum se dă bătălia. Două ființe cosmice privesc la Iov, fără cămile, fără oi, fără boi, fără casă, fără copii, 10 și crie în curtea lui Iov. Și acum diavolul tremură și așteaptă să se scoală Iov și să spună, blestemat să fie Dumnezeu. Și așteaptă și Dumnezeu. Spune, atunci Iov s-a sculat. Și primul gest al durerii lui este că și-a sfâșiat mantaua. Apoi și-a tuns capul. Apoi s-a aruncat la pământ. Și acum e momentul crucial. Bleastă-mă sau binecuvintează? Spune, și s-a închinat. Aleluia! Diavolul a fost înfrânt! Iov n-a blestemat! Iov s-a închinat! În toate acestea și-a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele. Și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necurat împotriva lui Dumnezeu. Și diavolul nu se lasă și vine. Spune, vezi, atinge-te de viața lui. Spune, bine, Satan, o accept. Atinge-te de trupul lui, dar până aici, iară pune limită. Până aici, până la viață. Viața aparține lui Dumnezeu. Nici diavolul nu are voie să o ia, numai când îngăduie Dumnezeu. Până aici, până la viață. Și vreau să-l vedeți pe Iov acum, stând pe cărămada de cenușă. V-am mai spus cu altă ocazie că boala de care a suferit Iov se numea elefantită. Sunt vreo 5 cazuri în toată istoria omenirii cunoscută. Pielea s-a întărit ca pe elefant și a crăpat. Și prin crăpăturile acelea ale pielei ieșea puroiul, ieșea infecția. Durerile, spun cei ce au studiat asemenea cazuri, sunt infernale. Iată-l pe Iov, pe grămadă de cenușă, cu ciobul scârpinându-se. Și iată-l pe Satan așteptând din nou, într-o parte și Dumnezeu într-alta. Satan aștepta ca Iov să blasteme. Și Satan are un ajutor acum. Și ajutorul e nevasta lui Iov, cel mai apropiat tovarăș pe pământ, ființă de pe pământ cea mai apropiată. Și în loc să-l mângâie, nevasta lui Iov nu mai are cămile, nu mai are cai, nu mai are oi, nu mai are boi, nu mai are copii, nu-i mai trebuie nici Iov. Așa-i, blastă-mă pe Dumnezeu, Iov, și termină. Și Iov vine din nou ca un monument înaintea lui Dumnezeu și spune, hei, vorbești ca o femeie de bună, primim binele și să nu primim și răul. Domnul a dat, Domnul a luat, nu blestemat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Extraordinar. Ca să închei, pentru că ceasul nu ne iartă, în cer s-a vorbit despre neprihănirea lui Iov, despre relația lui Iov pe verticală. Și spune Iov, neprihănit, curat la suflet, impecabil, nota 10. În cer s-a vorbit despre relația lui Iov cu cei din jurul lui. O relație corectă pe verticală dă o relație corectă pe orizontală. Și în cer s-a vorbit despre poziția lui Iov și despre atitudinea lui față de bunurile materiale. Și când Iov s-a trezit cu mâinile goale, în suferință, fără nimic, Iov stă înaintea lui Dumnezeu și continuă să binecuvinteze numele Lui. Ce har am avut, spuneam la început, să fim acceptați în categoria fiilor lui Dumnezeu. Într-o zi vom fi ca El, vom avea o constituție cosmică. Avansul
acontul avem, Duhul lui. Într-o zi și trupul va fi transformat asemenea lui. Într-o zi vom gravita în jurul lui la propriu. Acum suntem în jurul lui la figurat și Dumnezeu ne dă harul să mergem la tronul lui. Întrebarea care rămâne și la care trebuie să răspundem fiecare: ce se vorbește în cer despre mine? Ce poate să spună în fața părâșului Dumnezeu despre mine? Cum poate să categorisească El relația mea cu El, dar cu semenii, dar față de bunurile acestei lumi care ni le-a dat pentru o vreme să le administrăm, nu să ne facem stăpânilor? Într-o zi vom pleca cu mâinile goale și alții ne vor pune între patru scânduri și ne vor duce la cimitir. Chiar problema e foarte serioasă și s-ar putea să depindă veșnicia multora de aici. În fața lui Dumnezeu, cu toată responsabilitatea, am cercetat și vă provoc la cercetare. Nu vreau să fiu vinovat pentru nimeni în ziua aceea. Ce nu știu eu, ce nu știe fratele Costel, ce nu știe soțul sau soția, ce nu știu părinții sau copiii, ce nu știe nimeni, înțelegeți, știe Dumnezeu. Ultima socoteală nu e în fața păstorului, nici a comitetului, nici a soțului, nici a părinților, nici a copiilor. Ultima socoteală e în fața lui Dumnezeu. O carte de aducere aminte se scrie pentru fiecare. Părâșul cu treieră pământul mai mult ca oricând să meargă înaintea tronului și ne știe pe nume și ne părăște. Putem să acoperim argumentele lui printr-o relație corectă în toate lucrurile? Iată întrebarea, iată provocarea. Aminul îl veți spune dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne vorbească. Ați urmărit o predică de pastorul Mihai Sârbu. Așteptăm și data viitoare cu un nou mesaj inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, toate cele bune și audiție plăcută în continuare la Radio Vocea Evangheliei.